cuvinte despre șoc, apoi întrebări. Bună seara! Ce aș putea spune despre un astfel de joc? Nu știu dacă să fiu mulțumit sau supărat. Oricum, au meritat felicitări jucătorii care au terminat acest joc. Nu este ușor să joci chiar și 15 minute sau cât au fost cu exactitate, nu știu, să joci 9 contra 11. Dumnezeu ne arăta că putem avea determinare și sacrificiu în momentele grele, pentru că, din păcate, eu asta am văzut de pe bancă, la un moment dat, după 1-0, parcă ne-am relaxat puțin. Este al doilea meci în care nu gestionăm bine scorul de 1-0, etapa trecută de acasă cu Sepsi și acum. Suntem taxați în ultimele meciuri la prima acțiune adversarului, că este contraatac, că este, știu, un joc, un atac pozițional, este o problemă. Am avut momente în care chiar puteam face 2-0, n-am făcut-o. Am avut pe urmă momente în care puteam intra la pauză cu 2-1, n-am reușit, plătim tribut ratărilor, ca și în meciurile trecute. Trebuie să analizăm foarte bine pentru că, din păcate, pierdem puncte și nu este normal pe un fond sau un control al marea majorității a jocurilor. S-a simțit astăzi lipsa Căpitanului din teren prin prisma faptului că se trebuie la roșii? N-a fost un lider cumva care să-i responsabilizeze? Nu, pe aici am avut probleme încă de când am venit, am văzut pentru nu sunt sau nu comunică foarte mult, nu sunt jucători care să aibă, asta o ai sau nu ai în sânge, vorbesc tot timpul cu ei, mai ales jucătorii din mijloc sau jucătorii din spate, trebuie să vorbească mai mult, să comunice, pentru că altfel nu putem decât să ne facem bine, să ne ajutăm în primul rând colegul și pe urmă echipa, nu facem asta. Într-adevăr, Alex Stan nu mai este aplicat la altă echipă, este un jucător foarte bun de bandă stângă și dreapta, FCSB-ul a făcut o alegere foarte bună luând, dar nu mai trebuie să ne gândim la asta, îi urăm baftă, pe urmă noi trebuie să ne vedem de ale noastre. La Denis Alibec putem vorbi de prea multă dorință la cartonașul? Da, din punctul de vedere nu avem ce să reproșăm, își dorește foarte mult. Am spus-o imediat după meci. Poate mulți îl judecă după aceste gesticulări și așa mai departe, dar este un jucător care se pregătește foarte bine. Își dorește să marcheze, cred, i-am spus că nu aș vrea să... Normal, pentru atacant este clar că este un obiectiv, dar vreau să debaraseze un pic de asta, pentru că probabil dorindu-ți cu ardoare tot timpul, atunci golul întârzie să apară. Sunt convins că în momentul în care va marca, se va descătușa, dar ca atitudine, cum am spus mai devreme, n-avem ce să reproșăm. Poate aici un pic de echilibru la acel fault, având galben, atunci trebuie să fii un pic mai ponderat, nu trebuie să intri decisiv, dar asta este situația. Mă bucur, până la urmă, că ceilalți jucători au făcut în așa fel și n-au lăsat ca echipa adversă să ajungă la poartă. Încă o dată, repet, 9 contra 11 nu este ușor. El a plecat de la Astra atunci din postura de capitan. Poate fi acum locuitorului stat, din punct de vedere? Nu vreau să-l pun poate în aceeași postură în care a fost pus și la FCSB. Adică, într-adevăr, poate nu neg că nu ar putea fi un bun capitan, dar îl așteptăm și pe Plamen Iliev să vină, pentru că are o problemă, o accentare, de fapt o infecție, și are liber până marți inclusiv, pentru că nu trebuie să facă efort. Și atunci voi analiza exact cine va fi capitan, pentru că el era al doilea capitan. Și Filip următorul, dar aș prefera un capitan între unul din jucătorii de câmp, dar voi vedea la următorul meci cu exactitate și voi alege un al treilea capitan, pentru că asta vreau, dar nu vreau să-l responsabilizez mult mai mult pe Denis, este suficient, presiunea este în totalitate pe el și atunci el poate ajuta echipa și dacă nu are o banderolă pe mână. Niciuna din ultimele trei campioane nu a reușit să învingă pe Călarea și atât de greu de desfăcut sunt elevii de anul. Felicitării lui Dan, știam foarte bine că sunt o echipă foarte agresivă, o echipă foarte bine organizată din punct de vedere defensiv. V-am spus-o de la început că m-am ferit de echipe nou promovate încă pentru prima etapă, până la urmă trebuia să le întâlnim, am întâlnit Călărașul, dar chiar cu o astfel de organizare am reușit să marcăm, am avut 1-0 și atunci n-am reușit pe urmă să gestionăm bine încă o dată acest scor.
Alexandru și am spus că n-a plecat cu foarte mulți bani de la asta. Sunt probleme sau cum știți că e situația mai bună? Nu sunt probleme. Sunt întârzieri, știu, care au fost și în trecut. Ei știu foarte bine asta, știm că în următoarea săptămână se va plăti un salariu, dar nu, probleme nu sunt. Mulțumim, haideți că veniți și doamnă. Mulțumim, la revedere. Încep eu? Direct, vorbesc? Ok. Despre jocul de astăzi. Sunt nemulțumit de rezultat pentru că ni s-au evit ocazia să jucăm ultimul sfert de oră cu doi oameni în plus. Din păcate am făcut cele trei schimbări cât timp se juca 11 la 11. A trebuit să improvizez prin accentarea lui Dobro Savlevici pentru că în momentul ăla am și schimbat și sistemul de joc. Mi-a fost greu după aia să mut ofensiv pentru că nu mai aveam jucătorii de profil ofensiv care să poată să aducă un plus. Oricum sunt nemulțumit de ultimul sfert de oră pentru că așteptam de la jucătorii mei să aibă mai mult curaj și să fie mult mai luciți, mult mai inteligenți pentru că nu ne-am creat sau ne-am creat foarte rară situații de poartă. Repet, trebuie să lucrăm foarte mult la mentalitate. Doresc să avem mentalitate să câștigăm jocurile. Așa, la prima vedere, un egal Astra Ploiești este un rezultat bun. Am scăpat de o serie foarte grea. Am jucat cu ultimele campioane ale României și n-am fost învinși. Paradoxal, cel mai bun joc al nostru cu Universitatea Craiova l-am pierdut. Dar am arătat și lucruri bune astăzi. Suntem o echipă care încercăm să obținem maxim din fiecare joc. Ne așteaptă meci cu Iașu greu și foarte important pentru că jucăm acasă și întâlnim o poliaș care vine după o victorie importantă pentru ei împotriva Botoșanului ieri. Avem o săptămână și trebuie să vedem exact, să găsesc formula cea mai bună pentru jocul de săptămâna viitoare. V-ați pierdut cu niciuna din ultimele trei campioane. Care ar fi secretul? Secretul, avem o organizare foarte bună de joc. Suntem o echipă care are foarte multă determinare. Suntem o echipă care suferă foarte mult în timpul jocului și se bate pentru fiecare minge. Așa sunt plusurile noastre. Am spus-o de la început, pentru mine important este să creez această identitate echipei. Dar avem de lucrat foarte mult la curaj. Sunt mulți jucători care au jucat la Liga a doua. Sunt acum, de exemplu, de aici plec supărat pentru că am ratat, chiar dacă nu dădeam gol în ultimul sfert de oră, pentru că nu e ușor totuși să dai gol când o echipă se apără cu 8, chiar în 8, în spatele mingii, dar măcar să fi văzut jucători care își asumă riscuri. Am fost o echipă care s-a mulțumit cu egal și nu era cazul după ceea ce s-a întâmplat în ultimele minute. A primit Alibec un tratament special, adică v-ați focusat mai mult pe el sau nu? Și Alibec și Lulacu sunt jucători care fac diferența în orice moment. Îl știm toți pe Alibec. Am interpretat bine faza defensivă. Am avut o oportunități foarte bune de contraatac și am avut situații bune, dar din păcate n-am reușit să le fructificăm. Una peste alta, plecăm din vin și trebuie să pregătim foarte bine jocul de săptămâna viitoare. Gata, mulțumesc! Trapule, dă-mi cartul. Ce mai dă?